Am făcut aproape 40 de emisiuni de starea impostorilor. Am trecut de 2 milioane de privitori la emisiunile astea. Aș vrea să lămuresc în episodul ăsta câteva lucruri. Nu, nu fac bani din emisiunea asta. Eu sunt de dreapta, adică pe bune sunt de dreapta și cred că dacă muncești ar trebui să fi plătit. Dar dacă ce produci nu se vinde, atunci ar trebui să faci altceva. Nu ar fi nicio rușine să fac bani din emisiunea asta și chiar aș vrea să aibă succes comercial, dar pentru asta ar trebui ca spectatorii să plătească. Acum abia acoperim costurile de producție. Banii se fac la televiziuni unde se plătește publicitate. Dar cum eu cred și zic că mai toate televiziunile sunt niște hasnale controlate de mafioși securiști, șansele sunt foarte mici. Sponsori pentru emisiunea asta nu sunt, căci nimeni nu vrea să supere oamenii puternici de la conducerea țării. Nici la telev televiziunea de stat nu sunt șanse. Audiența e prea mică acum pentru a fi interesant pentru ei. Oricum, cred că statul nu prea are ce să caute în viața mea și intervențiile lui trebuie să fie cât mai reduse. Cum vă ziceam, chiar sunt liberal. Cred că justiția trebuie să fie foarte puternică și oarbă. Sunt convins că e nevoie de o stângă țapă care să balanceze tendințele tâmpite ale dreptei care pot duce la un sistem educațional praf și la un sistem de sănătate care să i salveze doar pe cei bogați sau puternici. Cred că bogații de la noi, în majoritatea lor, sunt cam bolovani. Eu își par să creadă că fără implicare socială serioasă o să țină capitalismul. Nu o să țină, ci o să se ducă pe cur că sunt o grămadă de tineri care nu au avut plăcerea ca mine să trăiască socialismul multilateral dezvoltat și visează tot felul de cai roșii pe pereți. Plus, sunt o mulțime de votanți dependenți de sinecuri și contracte cu statul meritocrația la noi e mai urâtă decât blenoragia. Și riscul mare e că și capitalismul o să ajungă la fel de urât. De unde am eu bani? Pare să fie întrebarea principală pe care și-o pun impostorii despre care vorbesc, căci ei pot face bani numai din mârlănii. Am muncile de mi-au sărit capacele. Așa mi-am făcut banii. Am invitat jurnaliști să vadă ce contracte am avut și să vadă de cine am fost plătit. Dacă aveți chef, invit orice jurnalist să vină aici să le vadă. Unii au venit și de aia nu au scris nimic despre mine. În afară de un agarici frustrat de la Newsweek, într-o mizerie de articol pentru care am primit scuze de la redactorul șef al ziarului. În România, pentru ONG-ul pe care eu l-am făcut, am primit la cerere salariul minim pe economie, cel mai mic salariu dintre toți angajații. Am făcut consultanță în IT în timp ce lucram la un ONG din Belgia, pentru că am fost chiar bun la ceea ce făceam. Apoi, am dezvoltat un curs de comunicare și lobby, curs care și el a fost foarte bine vândut am primit câteva premii pentru campaniile pe care le-am făcut și consultanța mea a fost și ea foarte căutată. Și este foarte căutată. Am donat în organizațiile non-guvernamentale mult mai mult decât am primit. Am investit bani în piața de capital. Zic de foarte mulți ani că sunt liberal pe bune, ei bine, chiar sunt, nu ca liberalii milionari de la stat nu am avut niciodată contracte cu statul. Am și scris o carte care s-a vândut la blană, deși tirajul a fost cât pentru patru bestselleri în România. Consultanța am făcut-o în proporție de peste 90% în străinătate. Statele Unite, Canada, Olanda, Belgia, Malta, Ungaria, Elveția, Bahrain, Anglia, Qatar, Italia, Franța sunt doar unele dintre ele. Banii am cheltuit și declarat în România și nu în paradisuri fiscale. În România am făcut consultanță pentru bănci, Federația Română de Fotbal și alte câteva firme foarte mari. De când sunt pe rețelele de socializare, fac publice aproape toate consultanțele pe care le fac. Faptul că în ciuda averii mele m-am umplut de păduchi cât timp am avut păr, de purici, de ploșnițe și de gândaci, stând mii de ore prin ghetori unde poliția nu prea calcă, că am cărat sute de lucruri pentru oameni din locuri în care mai nimeni nu calcă și am cheltuit constant un procentaj bun din banii mei proprii pentru a ajuta, în lumea mea e de bine, nu de rău. Este drept că în lumea stăneștilor, aciolacilor. Pare a fi un blestem și un semn de îngrozitoare prostie. În lumea ficusului de la cotroceni nici măcar nu știu cum pare că băiatul ăsta e dus rău. Banii pe care i-am nu-i consider banii mei. Am tot spus, scris că vreau ca toți banii mei să ajungă într-un trust fund pentru copii vulnerabili atunci când eu nu voi mai fi. Trez modest, cheltui puțin, evit orice fel de exces. Weekendurile mele le petrec muncind cu voluntarii de la Casa Bună. O mare parte a proprietăților mele sunt deja concesionate casei bune pentru o perioadă de timp care în mod sigur depășește durata mea de viață. Oamenii care fac lucruri bune în societatea civilă trebuie să nu se folosească de aceste lucruri pentru a se promova politic. Inepția asta o tot mai des. Și ce anume ar trebui să folosească politic dacă vor să facă politică? Sau politica e rezervată pentru hoți, fost și urmașii lor? Care sunt lucrurile care îi fac pe Ciolacu și alții ca el politicieni buni? Sau pe șoșacă? Sau pe toți impostorii care sunt de zeci de ani în Parlament? Pe Iohannis sau pe Stănești? Pe cine exact vedeți voi că ar fi bun de politician? Fiera? Buzatul? Cum ar trebui să se promoveze cineva în condițiile în care televiziunile cele minunate vor face tot posibilul să distrugă orice candidatura cuiva pe care nu-l pot controla? Mă, invidia o pricep. E normală. Trăim într-o țară în care toți ne crede mult, mult mai buni și mult mai deștepți decât elitele. Nu că nu am avea dreptate un pic, că doar Andrușcă, Vulcanizare și Viorica Hehehe au fost ministru și premier. Pisicile mării, fi cu sola nesimțit și arogant și agramat, e președinte. Să mor că și eu un pulifrici mă consider mult mai bun decât diodaia de care tot timpul pare să fie cu o țapă în cură. Dar dacă voi sunteți cei care meritat, ziceți mă că sunteți și hai să vă vedem de ce ar trebui să vă votăm. Dacă e rău că ăia care au făcut bine vor să fie în politică, dacă e PR, dacă e ce naiba vă mai trece prin doscă, prin cap mă îndoiesc, orice ziceți voi, ce ar trebui să facă mă cineva care să vă convingă că merită votat? Vorbe despre cum va curge lapte și miere imediat după ce ai ales cele mai deștepte planuri legislative calea ca pe care nimeni nu le-a citit vreodată? Ce anume mai exact ar putea face pentru voi un om care a făcut ceva în viața lui și care vrea să intre în politică pentru a fi voi mulțumiți? Sau haideți voi că sigur o să fie mai bine decât cu nebunii ăștia? Băi, să fiu clar, nu am gânduri de politică pentru că fac mult mai mult din afara politicii și nici nu mă entuziasmează niciun partid. În fapt, simt din ce în ce mai multă scârbă pentru politică. Lucru pe care și-l doresc cam toți politicienii de la noi. Dacă nu ne e scârbă, ei câștigă. De ce majoritatea oamenilor nu vor să audă de partide? Și de ce majoritatea oamenilor normal la cap și mai ales a celor într-adevăr buni profesional nu se înscriu în partide sau rămân în partide? La întrebările astea ar fi trebuit să răspundă partidele noastre dacă nu ar fi pline de impostori sau aroganți ageamii la politică. Faptul că conducerile partidelor nu au părut sau nu par deloc preocupate de acest lucru este, în fapt, esența eșecurilor catastrofale pe care le-au avut toate partidele, care au părut, la un moment sau altul, a fi salvarea în ultimii 34 de ani. Cea mai mare parte a efortului depus de politice nu este către a ne face nouă viața mai bună, ci pentru a-și face propria viață mai bună. Nu e nimic excepțional, căci mai mult de 90% dintre noi facem la fel, iar politicienii sunt o reflexie a societății în care trăiesc. Pentru ca un politician să facă bine, pentru cât mai mulți, ar trebui ca stimulentele, motivațiile lui profesionale să fie așa, în așa fel încât să recompenseze asta. Acest lucru nu se întâmplă. Principalul scop al politicianului este să fie susținut cât mai solid în interiorul partidului și nu să fie cât mai util pentru societate în general. Asigurarea unei susțineri cât mai numeroase și loiale în interiorul partidului, metoda autobuzul, cum se zice în USR, este singura opțiune în acest moment care îi asigură politicianului poziția pe liste. Desigur, acest lucru trebuie atent combinat cu linsul șefilor. Acțiunile care dovedesc capacitatea politicianului de a motiva alegători și de a aduce schimbări concrete în viața oamenilor, schimbări în bine, nu îi aduc acestuia un loc mai bun pe listele partidului, ci doar îl fac mai periculos pentru conducerea partidului. Care, în general, devine treptat, dar sigur, din ce în ce mai ruptă de realitate. Cu cât politicianul are mai multe mandate, cu atât se deprofesionalizează și trebuie să facă din ce în ce mai multe eforturi în a fi pe listele la nenorocite. Revenirea pe piața muncii ar fi un dezastru, căci ar însemna, în proporție de peste 90%, o importantă pierdere de statut, putere și bani. Adică o traumă. Ca orice om normal, politicianul nostru încearcă să evite traumele și deci soluția logică devine autobuzul și linsul entuziast al șefilor. Tactica asta a mers senzațional la Joana, la Dragnea, la Stănești, la Ciolacu și oricare alt liberal vreți voi. Ruperea de realitate a conducerilor partidelor se datorează faptului că partidele sunt conduse de oameni care se consideră excepționali și care sunt masiv pupați în dos de susținătorii lor. Asta duce la o creștere artificială și adesea total ridicolă a stimei de sine. Liderii acestor partide nu sunt în fapt excepțional pentru slujba pe care o au. Niciunul dintre ei ne făcând ceva remarcabil pentru societate ci cel mult au fost excepțional pentru ei sau pentru un grup foarte răstrâns. Sigur că este excepțional să fii olimpic național sau internațional, dar asta nu te face în niciun caz un manager bun și în mod sigur niciun politician eficient când vine vorba de impact pozitiv asupra societății. Un fapt cel mai probabil este că abilitățile de comunicare și relaționare a olimpicilor să fie sub media generală, pentru că oamenii nu au exersat aceste lucruri în timpul copilăriei și adolescenței, ci s-au concentrat pe învățat. Norocul lor este că cei dinaintea lor au fost niște hoți siniștri, ceea ce face ca mediocritatea lor. Din punct de vedere al politicii, să nu fie deloc stridentă, mai ales pentru susținătorii lor. Ce cred eu că trebuie făcut, nu că ar conta. Partidele ar trebui să aibă un mecanism care să recompenseze impactul în societatea al oamenilor și nu gargara, indiferent cât de minunată este ea. Capacitatea de a produce retorică ar trebui să fie mult mai puțin importantă decât faptele concrete ale politicianului care îți demonstreze capacitatea de a face și nu de a vorbi despre ce ar trebui făcut. Echipele de specialiști cu rezultate demonstrabile și nu lider mesianic, nu, nu ăla cu rangă, nu ăla cu ecuațiile, nu ăla cu zenul, nu, nu ei ar trebui să fie principala preocupare a partidelor noi șansa ca echipe de oameni buni să facă lucruri excepționale în politică e incomparabil mai mare decât șansa ca oameni foarte inteligenți, dar cu serioase probleme în relaționarea socială, să reușească să facă asta. Și noi, da fiecare dintre noi, alegători sau membrii de partid, avem datoria să-i tragem de mânecă când sunt proști. Și slavă Domnului, sunt foarte proști și nu să-i pupăm în două în frunte. Melcii nu au salvat niciodată nimic. Melcii sunt opacoste sau cu mult, mult usturoi o mâncare de fiță. Așa că nu mai fiți mă melci. Hai noroc!